Zeci de sinistrați din comuna Mărgineni s-au constituit în parte civilă într-o acțiune pe care o vor demara în instanță împotriva primăriei Bacău. Aceștia îi acuză pe edilii băcăuani că au blocat lucrările de supratraversare cu conducte a părâului Negel, precum și redimensionarea podețelor din beton, fapt ce a dus la inundarea mai multor gospodării la sfârșitul lunii iulie. Marcelin Șolot, primarul comunei, a declarat că oamenii sunt gata să meargă până în pânzele albe. Sinistrații din comuna Mărgineni spun că primăria Bacău se face vinovată de sistarea lucrărilor de supratraversare a părâului Negel. Aceștia mai acuză că podețele de peste albia Negelului trebuiau supradimensionate tot de municipalitatea bacăoană pentru că ele se află pe teritoriul Bacăului. Revoltați, sinistrații loviți de inundațiile din iulie afirmă că își vor căuta dreptatea în instanță. Primăria, mai bine zis, sau cei care nu și-au făcut treaba cu digul. Banii am înțeles că s-au încasat. Treabă nu s-a făcut pe dig, suntem a șasea oară inundat sau a șaptea oară, tot din cauza lor. Cursul digului nici nu era pe aici, ei l-au tras pe aici și l-au băgat aiurea, cel puțin dacă făcea ceva ca lumea, ca să nu mai avem... Acum noi bine, noi construim case, ne facem din nou, poate ne ajută ceva și primăria. Ne mai ajută și alții, că s-a distrus tot, ce-a muncit o viață întreagă s-a distrus în câteva ceasuri. Dar pe ce bază facem casă tot în zona asta aici? Că eu, după cât am înțeles, nu este zona inundabilă asta. Zona inundabilă au făcut-o ei, datorită digului, care de multe ori vara nici apă nu are să bea un câine. Sau... Câți săteni sunt nemulțumiți care vor să se îndrepte în instanță, în judecată? Suntem în jur de 200, 200, 300 chiar. Suntem, că noi sunt toată partea asta, aici până pe a treia, a patra stradă. Am semnat și eu și mai mult toți vecinii de aici, am făcut un tabel, o listă cu toți vecinii, au semnat toți, vrem să dăm în judecată primăria județului Bacău, precum că au sistat lucrările digului și a podurilor de pe raza Mărgineni. Dumneavoastră vă construiți o casă nouă din ce văd aici. E ceva normal când construiesc o casă nouă, dar... Nu ne-au ajutat cu nimic, nu ne-au dat o cărămidă, nimic, în fine. Eu am posibilitatea, pentru că am vreo 15 ani de Italia, dar mă blochez și eu că nu eram pregătit ca să construiesc acum o casă nouă. Că aia la altă nu se mai putea face nimic, deja era dărâmată. Cum se vede că se construiește la fața locului? Reușiți să o terminați până la venirea frigului ca să... Nu cred. Eu trag tare, măcar două camere să fac pentru părinți, că sunt bătrâni, au peste 70 de ani și măcar două camere. Marcelin Șolot, primarul comunei Mărgineni, afirmă că oamenii sunt gata să meargă până în pânzele albe. Edilul a declarat că sinistrații privesc cu îngrijorare sosirea toamnei, care îi va găsi fără un acoperiș deasupra capului. Șolot a dezvăluit că până în prezent aproximativ 40 de familii au semnat pentru a se constitui parte în procesul împotriva primăriei Bacău, însă numărul acestora ar putea crește, având în vedere faptul că inundațiile din iulie au afectat peste 230 de case din Mărgineni. Undeva la vreo 72 de familii afectate, dintre care chiar aici în zonă 32 de familii care le-au căzut casele pur și simplu de tot jos. Ei sunt foarte revoltați, în primul rând faptul că au avut de suferit în mai multe rânduri de pe urma inundațiilor, mai ales faptul că au văzut că pe partea de către orașul Bacău s-a făcut, după cum vedeți dumneavoastră, s-a făcut un zid destul de mare, iar către Mărgineni este doar pământ și atunci riscul este mult mai mare. Supărați și în spatele meu vedeți foarte bine podul care a fost oprit, lucrare făcută de SECE Romgan, după cum am înțeles. Nu că a fost principala cauza, a fost singura cauza inundațiilor, sunt aceste două poduri, podul care îl vedem aici și podul la fabrica de bere pe D92G, poduri care nu se poate subtraversa pe ele decât în jur de 70 de metri cub pe secundă, iar acum la inundație am avut 210 metri pe secundă. Vă dați seama că undeva 30% din apă trece pe dedesubt, iar 70% din apă a ajuns acum în comuna Mărgineni, respectiv în satul Barați. Sunt foarte supărați, ei s-au constituit, au strâns semnături, au luat legătura cu avocatul, acum avocatul care o să-i reprezinte în instanță,
pentru că oamenii sunt atât de supărați că oricum nu se lasă de problema asta, au avut prea mult de suferit și prea de multe ori, să spunem, de suferit, și strâng documente în care se vadă dacă au fost bani sau dacă nu au fost, dacă au fost, de ce nu s-au cheltuit. Sinistrații din Mărgineni urmează a fi reprezentați în instanță de prodecanul baroului, avocatul Petru Hărătău. Acesta a declarat că este puțin probabil ca sinistrații să ceară daune materiale, pentru că vor fi obligați să timbreze sume mari de bani. Hărătău a apreciat că întregul caz tinde să capete un profil penal și că speța va sfârși mai devreme sau mai târziu la parchet. Din discuțiile cu sinistrații a rezultat că ei doresc să știe dacă s-au alocat bani pentru acele lucrări, unde s-au folosit și de ce. O latură a digului este consolidată, iar pe partea lor e numai pământ. Podurile sunt subdimensionate și nu au putut prelua debitul. La cum intuiesc eu, acum se profilează a fi vorba de o deturnare de fonduri de un fals. Lucrarea este raportată, iar pe teren realitatea este alta. E o chestie penală. Cred că în zona asta vom ajunge. A declarat avocatul Petru Hărătău. În urmă cu 3 ani, primăria Bacău dispunea de fonduri pentru demararea lucrărilor, lucru recunoscut chiar de edilul Romeo Stavarache în ședința Consiliului Local din 30 aprilie 2007. Ulterior, primăria Bacău a refuzat să plătească lucrările executate de constructorul care a câștigat licitația. Acesta a demarat la rândul său acțiune în instanță împotriva municipalității bacăuane pentru miliardele neplătite de edili.